900 și chiar până la U15, ceea ce este un lucru important. Aici un șut pe jos al lui Sefer, mingea ricoșează și este gol, este 1-0 pentru Rapid, un gol care vine repede, conduce cu 1-0. Aici este șutul, sunt chiar mai bine de 20 de metri, o minge dificilă, adevărat pe jos, Gogi acolo, reușește să lovească mingea, nu foarte tare, dar cât să o strecoare la colțul lung. O săritură destul de strană a lui